seara, doamnelor și domnilor, sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Un adevărat festin muzical a început la Chișinău. Chiar dacă e pandemie și formatul evenimentului s-a schimbat, Festivalul Internațional Mărțișor a ajuns la cea de-a 55-a ediție, una aniversară. În acest an, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor 2021, sunt organizate 16 spectacole muzicale la care evoluează și artiști din România, Ucraina, Germania, Rusia, Uruguay și Spania. În contextul situației epidemiologice din Republica Moldova, spectacolele muzicale din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor 2021 sunt în format online. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor. Concerte care vor avea loc în sălile teatral-concertistice din municipiul Chișinău. În Palatul Național Nicolae Sulac, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Sala cu Orgă și Palatul Republicii. Crezul pe care l-am este că fără artă, fără cultură, nu se poate trăi. Ce rămâne dintr-un popor, singurul lucru viabil care rămâne peste ani este cultura. Clădirile pot dura o anumită perioadă, după care se demolează sau se distrug sau ce se întâmplă. Cultura, după cum știm, de la maiași, de la greci, de la italieni, deci de peste tot, este singurul lucru care rămâne. Cu atât mai mult în momentele astea grele prin care trecem toți, mi se pare vital să susținem actul artistic cu toată ființa și cu toată puterea, pentru că dacă artă nu e, nimic nu e. Dacă cultură nu e, într-adevăr nu e nimic. Și eu consider că, sau mă rog, nu consider, o percep ca pe un dar de la Dumnezeu, capacitatea de a putea cânta, de a putea bucura oamenii și asta mi-e menirea. Și cu atât mai mult simt nevoia în orice împrejurare, în orice situație să aduc cel puțin atâta bucurie cât am eu în momentul în care interpretez. Deci este vital să păstrăm legătura cu publicul și indiferent prin ce metode, că e numai online sau că e ca să sunt doi oameni în sală sau dacă un singur om te ascultă și e fericit și îi face bine sufletului, ți-a îndeplinit datoria, misiunea. Am o deosebită plăcere să prezint invitata ediție de astăzi, doamna Svetlana Bivol, director al Filarmonicii Naționale de Stat, Serghei Runchevici. Bună seara și bine ați venit la Obiectiv. Bună seara, bine v-am găsit și bine a venit primăvara. Așa oricum, este. Indiferent de situație, a sosit și a poposit în inimile noastre, în primul rând, și în natură, și în selele care sunt pustie, adică sunt fără spectator, dar energia asta a primăverii și a artistului care își o exprimă cu toată dăruirea și cu toată dragostea, există. Cu siguranță. Doamnă Bivol, într-adevăr, an de an, primăvara la Chișinău începe
cu acest extraordinar eveniment, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale, culturale ale țării noastre, Festivalul Mărțișor, Festivalul de Muzică Internațional de Muzică Mărțișor, a ajuns în acest an la cea de-a 55-a ediție, O Viață de Om. O viață de om trăită pe scenă, printre oameni, festivalul dăinuie, festivalul există și uitați-vă că nici pandemia nu l-a oprit. Bine, este o ediție absolut specială și în această seară vom discuta despre acest format nou, această formulă nouă care a fost aleasă pentru ca spectatorii să nu simtă lipsa Mărțișorului. Cum a fost deschiderea? Pentru că am văzut câteva secvențe. Sunt sigură că telespectatorii noștri au și urmărit transmisiunea în direct, dar spuneți-ne cum ați simțit dumneavoastră această deschidere, acest 1 martie. Acest 1 martie a fost unul foarte special, deși în format nou. Eu am să fac și un excurs istoric un pic mai târziu, după ce vorbim acum despre acest concert de inaugurare. A fost unul foarte sentimental și foarte emotiv și emoțional, sufletește. Deci noi ne-am permis câteva persoane responsabile să vinem și noi în sală. Am stat în spate, am încercat să le arătăm că suntem, să aplaudăm așa fără zgomot, dar să vadă artiști că existăm și îi apreciem și suntem fericiți că puteam. Noi chiar, apropo, să știți că este absolut altă senzație din sală, așa, fără spectator, dar a fost ceva absolut aparte. Și haina asta academică pe care anul acesta doamna Lidia Panfil, regizoarea, i-a dat acestui început, a avut un impact extraordinar, deoarece acea ținută artistică, aristocratică, încă o dată ne-a demonstrat că suntem foarte buni, suntem la un nivel foarte înalt, avem cu ce ne mândri. Am avut pur și simplu un palmares de artiști absolut fantastici, care s-au perindat unul după altul în scenă. Vorbesc, apropo, au fost 3 blocuri și era firesc să se demonstreze toate 3 instituții care de fapt au stat la baza acestui festival și în care se desfășoară acest festival: Filarmonica, Sala cu Orgă și Palatul Național. Adică în cazul deci orchestra noastră simfonică împreună cu Mihaela Gafița, Capela Corală Doina împreună cu Ilona Stepan, care stăteau în loje. Era acea diferență mare în spațiu. Deci s-au prezentat foarte, foarte elegant, cu soliști de mare excepție, cu Andrei Jelihovski. Marele noroc a fost că al nostru că a fost aici acasă, și cu Natalia Tanasiciu, care strălucește în toate scenele europene și în special la teatru din Oslo. La fel a cântat cu el acel celebru duet de Lehar, și Constantin Moscovici cu Anastasia Cușnir, au fost și alți minunați interpreți. Adică a fost o stare, o trăire de asta foarte, foarte interesantă. Plus la toate aceste lucrări vocal-simfonice care au început spectacolul și l-au blocul practic, da? Și l-au finalizat cu fantezie de Beethoven pentru orchestră, pian și cor. Au fost foarte interesante, foarte, foarte frumoase. După aia a evoluat sala cu orgă la fel, cu soliști excepționali, cu Ion Negru, un flautist absolut unicat, și cu Cristian Florea la violoncel și în calitate de dirijor. Orchestra a avut o prezență și o prestație elegantă de tot, Orchestra Națională de Cameră. Și al treilea bloc așa al acestui eveniment a fost prezentat de Orchestra Teleradio Moldova, cu soliști invitați. Eu aș zice că cei mai buni au fost Bodgroșii. Dinastia Bodgroș a fost una absolut fenomenală, care a fost cireașa, cred că, de pe tort. Și bunicul, aveam impresia că bunicul Bodgroș avea emoții mai mari pentru nepot, pentru Cristian, dar prezența lor atât de energică și atât de convingătoare, eu cred că a trezit emoții foarte, foarte mari. Au avut o prestație specială și Lilia Estrate, cu acea piesă minunată pe care pe timpuri o cânta în scenă Maria Bieșu, Comprate-mi
Fiore, care de fapt a fost ceva de vis foarte, foarte frumos. Trupa Acord a cântat o piesă de Mărțișor, Anișoara Puică, la fel, o piesă de primăvară, și maestru Doga s-a prezentat foarte frumos în scenă și a fost un moment minunat, dar acea intervenție, așa, acea injecție, aș zice eu, făcută de zdob și zdub, a fost una absolut irepetabilă. E atât de frumos, s-au înscris în acest cadru. Prima piesă a fost cântată cu orchestra și a doua, acești moldoveni s-au născut. A fost și un balet în scenă. Deci a fost un amalgam de artiști frumoși și de emoții absolut speciale. Vă ascult și mă duce gândul la spectatorii care n-au fost în sală și cât de mult au pierdut nefiind în sală, da, pentru a atrage, a absorbi această energie care vine din scenă. Anume, acea energie și acea emoție care este irepetabilă, da, se transmite frumos. Vă mulțumim la toți că sunteți alături cu noi și transmitem în direct și platformele astea de internet, adică care transmit online. Este totul ok, este minunat, da, și bine că măcar așa oamenii pot savura din plăcere, dar oricum este altceva, oricum este altceva. Eu, de exemplu, ultima piesă pe mine m-a îndoieșat atât de mult, a fost acea primăvară, iarăși primăvară, de Tudor Gheorghe, cântată de toți, de orchestră, de cor, de toți soliști, atât de frumos, și Roman Iagupov, solistul Zdob și Zdob, a avut acea senzație extraordinară pe care am trăit-o noi. A cântat prima strofă, el ca solist. Eu l-am văzut atât de fericit și împlinit, zic, iată ce înseamnă și ce face arta. Este ceva absolut fantastic. Dana, și dacă îmi permiți, vreau să încep de la un pic din istoric. De ce? Că da, urma să vă întreb, o să revenim la acest moment, okay, neapărat, okay, la istoria festivalului. E foarte important. Este pregătită întrebarea în scenariu. Vezi că am vrut să-ți iau pâinea ta, să se mănânc pâinea ta. Da. Dar acum vreau să continuăm discuția cu un alt om important în calitate de organizator al festivalului. Da. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2021 se desfășoară în perioada 1-10 martie și include spectacole muzicale inedite organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu Moldova Concert, Filarmonica Națională Sergei Lunchevici, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu și Sala cu Orgă. Despre ediția aniversară a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor discutăm în continuare cu director general al Sării cu Orgă, doamna Larisa Zupcu. Bună seara, doamnă Zupcu! Bună seara! Vă salut cu drag! Și noi vă salutăm și ne bucurăm că în această seară sunteți alături de noi, fie și virtual, dar vă simțim prezența. Vă mulțumim! Da, mulțumesc, da! Doamnă Zupcu, ce program artistic va fi prezentat? Deja este prezentat în incinta Sării cu Orgă în cadrul acestui așteptat eveniment al anului. Da, Sala cu Orgă păstrează tradiția de a prezenta în cadrul Festivalului Mărțișor concerte de cea mai înaltă ținută artistică, cu programe diverse, de la preclasică la muzică contemporană, inclusiv premiere și cu invitați notorii din străinătate. Astfel, Sala cu Orgă anul acesta a pregătit 4 concerte pe care publicul meloman, cu siguranță, le vor aprecia. Da. Primul concert cu genericul Centinarul Astor Piazzolla a avut loc în data de 2 martie și a fost dedicat în exclusivitate medicilor și cadrelor medicale. A fost un mesaj de-al nostru, ai oamenilor de cultură, de gratitudine și susținere adresată doctorilor în această perioadă de grea încercare pentru toată omenirea. Totodată, prin acest concert, l-am omagiat pe celebrul compozitor și bandoneonist argentinian Astor Piazzolla, sărbătorit în acest an de întreaga comunitate muzicală la 100 de ani de la naștere. Concertul
A fost susținut de Orchestra Națională de Cameră, condusă de maestrul Cristian Florea, iar invitatul special al seriei a fost reputatul bandoneonist din Spania, originar din America Latină, mai exact din Uruguay, Enrique Telerilla. Muzicianul este considerat unul din cei mai mari cunoscători și propagatori ai acestui instrument, cum este bandoneonul. La ora actuală. Ieri, 4 martie, festivalul a continuat cu un recital de chitară oferit de remarcabilul chitarist rus Dimitri Ilarionov, o prezență mult apreciată și așteptată de publicul meloman de la noi. Muzicianul a prezentat un program intitulat 3 veacuri de chitară, alcătuit din lucrări compuse de Johann Sebastian Bach, Tanzmann, Tarega, Vasilev, dânsul a prezentat și creații proprii. Vreau să remarc cu această ocazie că Dimitri Ilarionov s-a născut la Chișinău și la vârsta de 8 ani, deci a plecat cu traiul la Moscova, unde și-a construit o carieră impresionantă. Bineînțeles că agenda mărțișorului din acest an nu putea să nu includă, să conțină și un recital de orgă. De data aceasta, oaspetele mărțișorului vine din Ucraina, Veronica Stru, deci va cânta un recital solo, iar împreună cu Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, va interpreta Misa Brevis pentru soliști, cor și orgă de Zoltan Kodă în prima audiție la Chișinău. Și vom încheia anul acesta festivalul cu un concert de muzică barocă, susținut de Orchestra Națională de Cameră, sub agheta maestrului Cristian Florea, iar în calitate de solist vocal va evolua baritonul moldovean Andrei Șelehovski, care a reușit să-și construiască între timp o carieră internațională absolut de admirat. În program va răsuna una din cele mai profunde și înălțătoare cantate scrise pentru bariton, Ich habe genug, de Johann Sebastian Bach, precum și lucrări de Handel, Vivaldi, Gluck și altele. Cam acesta este programul din acest an. Doamnă Zup, într-adevăr, un program frumos, dar pentru că am fost și continuăm să fim într-o perioadă destul de stresantă, suntem în plină pandemie, cum au decurs pregătirile pentru această ediție a 55-a, cum decurg repetițiile și care este starea de spirit a artiștilor invitați și a artiștilor... Starea de spirit este una foarte bună, optimistă. Toată lumea este bine, în sensul că vine cu drag la serviciu. Sunt încântați că acest festival are loc, că erau foarte multe așa dubii dacă va avea loc anul acesta și în regim online, dar iată că are loc și toată lumea, cum ziceam, vine cu mare drag la serviciu, participă activ în repetiții, orchestra și corul, cum a menționat și doamna Bibol, a participat și la inaugurare și deci au avut așa un program mai intens ce ține de repetiții. Starea de spirit, vă zic, este una bună și artiștii care au dat curs invitației noastre vin cu mare drag, au acceptat și în format online să prezinte concert. Deci oamenii vor să cânte, oamenii vor să-și continuă meseria mai departe, pofida tuturor greutăților pe care le trăim, din păcate, din nefericire. Dar suntem optimiști, credem că în viitorul apropiat lucrurile se vor schimba spre bine. Așa să fie. Cât de important în această nouă realitate pe care o trăim este accesul la frumos, la cultură, la muzică. Exact, da.
Suntem, cum să vă zic, în toiul festivalului, deci pregătirile este mare forfăt aici, lumea, cum vă spuneam, cu drag vine la serviciu și fac bine treaba. Sunt încântați să aibă contactul ăsta cu artiști și din străinătate, comunică între ei și asta mă bucură pe mine personal, zic, viața continuă, indiferent de ce se întâmplă și noi trebuie să mergem mai departe cu mult, mult încredere și multă speranță. Vă mulțumim frumos, doamnă Zupă. Da, cu drag. Să aveți și numai bine. Cu drag, da. O seară mulțumesc. Frumoasă. La revedere. La fel. Numai bine. Doamna Bivol, dumneavoastră cunoașteți mai bine ca oricine altcineva istoria acestui festival frumos, important și de durată. Povestiți-ne despre cei mai importanți oameni, cei mai frumoși oameni care stau la bază acestui, care stau la temelia, da. Sunt rădăcinile acestui da. Festival. Eu chiar aș vrea să-i menționez, vă mulțumesc și pentru întrebare și pentru această oportunitate de a le povesti telespectatorilor noștri despre acele începuturi care, de fapt, s-au plămădit în biroul directorului de pe atunci, Alexandru Fetcu, Dumnezeu să-l odihnească, și director artistic Gleb Ceicovski Mereșanu, care într-o zi s-au gândit de ce să nu facem la noi aici în Moldova, unde pământul este atât de roditor, de talente, de emoții, de soare, de acel simbol care, deci, suntem unii din puținele popoare care le purtăm la piept și care se iau o semnificație atât de frumoasă. Adică au inventat acest festival care de la început a fost unul absolut academic, cum v-am zis și de la început, și în 1966 și național, deci din nivel național, și după aia treptat a început să se dezvolte. Bineînțeles că atunci era doar sala filarmonicei, doar în sala aceasta se prezentau toate concertele. Din 1974 deja și la Palatul Național Moldova Concert acum și din 78 și la sala Corgă. Adică treptat se deschideau aceste săli și bineînțeles că s-a extins și deci palmaresul de genuri muzicale, geografia și multe, multe altele. Veneau colective de foarte mare ținută, de înaltă ținută. Eu, de exemplu, uneori mă întreabă de când particip la festival. Eu cred că chiar de la început, că eram în clasa întâi și în calitate de spectator, de la început vedeam cu părinții, pe urmă cu profesorii, școala Coca, noi eram obligați să venim la toate concertele. După aia, în diverse formule artistice, și ansamblu de violoniști, și cor, și orchestră simfonică, și a școlii, da? Adică foarte, foarte mult am evoluat în această scenă în Mărțișor. După aia, când învățam la muzicologie, am cântat și în taraf, și cu acest taraf de mai multe ori la fel în Mărțișor am participat. Nu știu cum așa s-au legat, am senzația că țin minte acest festival, practic din fașa lui, a festivalului, și întotdeauna asta a fost o sărbătoare, un prilej atât de frumos de a te întâlni cu alți oameni, cu muzica extraordinară. Eu l-am văzut la Mărțișor și pe David Oistrakh l-am ascultat, și pe Elena Obrazova în recital, și corul Chichijan din Armenia, condus de Chichijan, o revelație, și pe Richter în scena Sălii Mici sau la Palatul Național. Adică cei mai mari interpreți, și Mati Palm, și acel requiem cu Mati Palm, Maria Bieșu Arhipova și Piafco, Dumnezeu să-l odihnească. Adică era o revelație pe care întotdeauna cu mare drag l-ascultam, și noi elevii de la Coca, actualul Porumbescu, veneam și ne așezam pe scări, nu erau bilete, pe scările balconului filarmonice, care din păcate deja nu mai este nici acest balcon și nici sala, dar am trăit cele mai frumoase momente, anume în această perioadă de la 1 la 10 martie, în fiecare an, acești regizori pe care i-au menționat colegii Tăie Dănuța, Daniela Burlaca și Iurie Gologan, la final au dat citire la toți regizorii care s-au perindat pe aceste scene, și Ivanov și Gleb Ceicovski Mereșanu și Roman Rosenberg, ne mai vorbim de Elena Fetcu, de după aia și Vasile Stratulat și Sandu Vasilache și Svetlana Frumusache și Lidia Panfil, care a făcut foarte, foarte multe ediții de inaugurare festivalului, adică toți ce-au adus acel aport atât de
important și atât de valoros, deoarece aportul fiecare artist, fiecărui artist este unul absolut de preț, de foarte mare preț, deoarece acea încărcătură energetică pe care o transmit ei de la scenă în sală și care așteaptă la fel un răspuns, este una de neprețuit și irepetabilă. Acolo și atunci se creează acea minune, mulă, artă, magică. Da. Spuneați despre energia care trece de la artiști la spectator. Bănuiesc că și de la artiști la artiști trece această energie. Foarte mare. Fiecare artist se inspiră de la colegul său, de la cei care au interpretat înaintea sa sau care urmează să interpreteze. Cred că este un schimb energetic colosal în aceste momente. Absolut. Voi cei de la din domeniul teatral trăiți altfel emoțiile în scenă, dar există, practic, mecanismul, este cam același, și impactul este cam același, dar o orchestră mare, simfonică, care și în fața ei se perind solist după solist, îmi povesteau muzicienii de la Viorele I, care sunt, mă rog, mai aproape de avanscenă, într-un fel de... Și spuneau, doamne, când vine Osanda Kononov și când începe a cânta, îți pare că se termină totul, îi trăiește în acea emoție. Chiar acum, pe data de 2 martie, am avut un concert minunat. Am făcut o paradă a soliștilor noștri, deoarece am vrut să-i valorificăm și pe artiștii noștri. De obicei, apropo, un mic comentariu, înainte, în festivaluri, participau întotdeauna colectivele noastre, bineînțeles fără Elenu, dar oricum erau mai mult ca un acompaniment al evenimentului, pe invitați. Da? Acum i-am scos în valoare pe artiștii noștri și am senzația că și spectatorul din fața ecranelor descoperă nume noi și foarte frumoase. De exemplu, pe 2 martie cu Orchestra Simfonică au evoluat Tatiana Costiuc, Elena Dimirgean, Viorica Agafița în calitate de soliști, Constantin Moscovici, Sergiu Mușat, Andrei Iurcu, Sandu Ureche, Eugen Negruța. Adică a fost un amalgam și așa o paradă a acestor minunați soliști care și programul a fost alcătuit extraordinar. La programe lucrează foarte mult Mihail Agafița, care are și el gustul său și le face atât de frumos și atât de energizant. Știți că el are un temperament debordant și știe să facă aceste lucruri să placă spectatorului. Și ne părea foarte rău că nu puteam aplauda, zic, data viitoare aducem placarde cu Bravo, să le ridicăm, măcar așa, să le ridicăm moralul, dar ei vedeau că suntem în sală câțiva de-ai casei și erau și ei foarte emoționați, recunoscători că măcar cineva îi ascultă așa pe viu. Pe data de 3 la fel a fost un spectacol elegant prezentat de Orchestra Folclor cu maestru Petre Neamțu, la fel, plin de energie, de verve, cu așa ca un schimb de artiști minunați, o serie de artiști, de soliști care veneau unul după altul, și instrumentiști și cântăreți, Vasile Iovu și Viorel Țurcanu, violonistul, și după aia a venit și Diamanta Patereu, Valentin Butucel, Nicolae Paleț. Invitatele acestui concert au fost Valentina Volontir și Silvia Zagoreanu de la Ungheni, Silvica Gonciară, adică a fost la fel atât de frumos și acel mănunchi de emoții frumoase dăruite cu mult, mult dar. Ora seară am trăit o emoție specială cu acești invitați din România, pe care, cred eu, după mine, a fost cel mai bun concert, probabil că va fi unul din cele mai bune concerte ale festivalului, deoarece acea lucrare și acele, de fapt, piese, aceste liduri de Beethoven, s-au interpretat în premieră absolută la Chișinău, dar într-o interpretare impresionantă, absolut. Acest Daniel Magdal, pe care l-am văzut și în interviu, a trăit foarte mulți ani în Germania și a cântat și Fidelio, opera de Beethoven, că Beethoven este foarte greu de interpretat vocal și așa nu este ușor. Dar vocal, aveam senzația când ascultam ieri aceste liduri, că nu cred că vreun violonist de performant sau vreun flautist performant ar fi putut cânta acele fiorituri și pasaje pe care le cânta el cu vocea. Adică era ceva de vis, fenomenal pur și simplu, și acompaniat de această excepțională pianistă Vasilica Stoiciu Frunze, care a făcut și acele comentarii de mare, mare preț, anume legate de
formarea, de fondarea, de apariția lidului vocal în general, de la Beethoven s-a pornit și așa evoluția acestui lid și prezentarea fiecărei lucrări a fost una de foarte mare preț. Am fost câțiva oameni în sălița asta de la Muzeul de Arte, mulțumim foarte mult pe această cale domnului director că ne-a oferit această oportunitate, unde totul a sunat atât de filigran, atât de frumos că, sincer, eu până astăzi trăiesc acele emoții. Am avut ocazia ieri să interviewez înaintea spectacolului, înaintea concertului. Într-adevăr, emoții extraordinare. Deja mi-au transmis, fără a avea șansa să-i ascult pe viu, doi oameni extraordinari care să-i ascultăm, să le împărtășim și cu telespectatorii noștri emoția. Sincer, eu nu știu cât se știe în general în România despre acest festival. Eu știu, pentru că am mai participat de două ori în anii 90. Am avut două recitaluri cu două soprane diferite, evident, în ani diferiți, în cadrul acestui foarte frumos festival. Recitalurile au fost la sala cu orgă și atunci am aflat de importanța și complexitatea acestui festival muzical și mă bucur mult că are longevitate. Eu știu că nu a avut pauze până acum și mă bucur, este un lucru foarte serios și sunt mulți profesioniști care lucrează pentru evoluția acestui festival și încercăm să aducem în fața publicului care ne vede un repertoriu practic necântat sau foarte puțin cântat parțial. E vorba de liduri de Ludwig van Beethoven. E un alt fel de Beethoven decât cel pe care noi îl știm, iar bucuria extraordinară a fost în momentul în care tenorul Daniel Magdal mi-a propus acest repertoriu și lucrându-l am descoperit și încă descoperim. Este fascinant și sigur de fiecare dată încercăm să îl facem cât mai bine, dar de fiecare dată găsim noutăți în repertoriu și de asta spuneam, cadrul este excepțional și ne bucurăm că suntem aici, sigur, la Chișinău, da. Sunt foarte bucuros și foarte emoționat. Eu am crescut în Iași, pe malul Prutului și tot timpul de copil mi-am dorit să văd partea cealaltă. În momentul în care a venit Revoluția, am plecat, m-am stabilit în Germania și n-am mai avut contact așa de mult cu zona în care m-am născut. M-am întors acum de 2 ani la București și a fost o surpriză extraordinară. Iar din momentul în care am intrat în Moldova, după Vama Sculeni, am avut o senzație atât de frumoasă, de caldă, am fost atât de încântat de curățenia care e pe ogoare, deci extraordinar. Iar atmosfera din Chișinău este de vis. Oamenii sunt calzi, energia e bună, e frumos. Știu că au cântat predecesori de-ai mei mari, marele sopranele noastre au cântat împreună aici, deci e un lucru care mă onorează extraordinar. Singurul lucru viabil care rămâne peste ani este cultura. Clădirile pot dura o anumită perioadă, după care se demolează sau se distrug sau ce se întâmplă. Cultura, după cum știm, de la maiași, de la greci, de la italieni, deci de peste tot, este singurul lucru care rămâne. Cu atât mai mult în momentele astea grele prin care trecem toți, mi se pare vital să susținem actul artistic cu toată ființa și cu toată puterea, pentru că dacă artă nu e, nimic nu e. Este toată admirația mea pentru efortul, pentru munca, că e o muncă imensă, e o chestiune de organizare, deci să poți fi capabil să-i țină Dumnezeu sănătoși și să le dea putere în continuare și cu atât mai mult la mulți ani pentru 55 de ani, deci este incredibil.
Deși cel mai frumos ecou pentru un artist sunt aplauzele și chiar dacă în ediția acestui mărțișor nu a fost posibil să le auzim din sală, cântecul are puterea de a transmite sensibilitatea și apropierea emoțională dintre ambele părți, dintre artist și spectator. Încă ne mai este dor de voi. Este mesajul emoționant al orchestrei Lăutarii transmis prin intermediul social media pentru toți cei împătimiți de frumos, împătimiți de muzică. În continuare discutăm cu maestru Nicolae Bodgros. Bună seara, maestre! Bună seara, Dana! Bună seara, telespectatori! Bună seara la toți cei care iubesc cultura și muzica, mai ales muzica populară, care este identitatea noastră de toate zilele. Vorbim cum vrem, spunem ce vrem, dar muzica nu va muri niciodată. Muzica rămâne pilonul cel mai mare, ca să zicem noi, de a trăi, de a face ceva pe acest pământ. Și mă bucur foarte mult că chiar aseară, în preajma, nu de mult chiar, să spunem așa, am avut prilejul să avem un spectacol, dar un spectacol inedit, aș spune chiar ceva mai nou pe care nu am încercat niciodată. Poate că când a fost ziua independenței, a fost un alt fel de spectacol, dar aseară, în cadrul mărțișorului, am susținut un spectacol integral de 2 ore, fără spectatori. Este un pic straniu, un pic așa cum vorbim noi moldovenii caragios, dar până la urmă totuși spectacolul a avut loc. Maestre, ce înseamnă pentru dumneavoastră acest festival și ce emoții aveți în acest an absolut neordinar, cum ați spus și dumneavoastră, cu aceste emoții stranii, aceste stări incredibile de a transmite o energie pentru ecran și nu pentru om viu, pentru inimă și suflet? Chiar dacă a fost pentru ecran, noi oricum am cântat pentru oamenii vii, fiindcă ne-au privit toți cei care au fost cu ochii pe noi, dar eu vreau să spun că din 55 de ediții pe care aseară a fost la 55 ediții, mai mult de 45-46 de ediții, eu împreună cu diverse colective, că am mai lucrat și în ansamblu academic Joc, am participat la festivalul Mărțișor. Mi-a fost foarte plăcut și clar, pentru mine nu era să fie o satisfacție sau nu aveam să fiu satisfăcut dacă acest lucru nu se întâmpla aseară, să fiu în cadrul mărțișorului, chiar dacă cei care au fost la departare de noi ne-au privit prin sticlă, ei au înțeles foarte bine mesajul pe care l-am transmis noi aseară. Maestre, felicitări încă o dată pentru concertul susținut ieri, pentru revenirea atât de fulminantă pe scenă, o revenire foarte importantă pentru cultura noastră. Și acum vă rog să adresați un mesaj pentru toți cei care vă admiră și, în general, pentru toți telespectatorii TVR Moldova. Mi este dor, asta este evident, în fiecare zi noi vorbim de acest lucru, mi este dor de spectatori, cei care ne-au crescut, ne este alături de noi, de inima noastră. Iar eu vreau să le spun că cine a fi pe acest pământ, cine nu s-ar întâmpla, noi suntem cu sufletul lângă ei și vom cânta mereu pentru acești mari fani ai muzicii populare pe care o trăim și cu aceasta trăim, cu asta vom pleca și în lumea celor drepți. Noi vă dorim multă sănătate, maestre, și inspirație și să ne bucurați în continuare cu arta dumneavoastră, cu maestria dumneavoastră. Română. Multă sănătate, la revedere. Doamnă Bivol, și acum vreau să trecem la întrebări mai tehnice. Cum a fost posibilă, de fapt, trecerea pe online a unui asemenea eveniment? Cum a decurs pregătirea? Pentru că anul trecut deja se începuse mărțișorul și au început restricțiile să apară pe finalul festivalului. Chiar pe 10, chiar martie, pe 10 s-au martie. Interzis deja toate evoluările. Am înțeles că a picat concerte importante și concertul orchestrei, ansamblului Fluieraș, ansamblul de dansuri și și muzică populară Fluieraș și un foarte frumos recital la sala cu orgă de jazz trebuia să se întâmple și au picat. Bineînțeles că am încercat să ne acomodăm, bine, să ne conformăm, este firesc acest lucru și chiar în pandemia cea dură, când au fost chiar restricțiile cele mai mari, deci să ieși din casă, artiștii au găsit soluții, au înregistrat online piese și Mihaela Gafița cu orchestra și corul nostru și orchestra folclor, toți au găsit formule interesante să
să facă piese și să impresioneze într-un fel și să arate că noi suntem vii și vrem și ne place și știm să facem lucruri frumoase. Acum deja am acumulat o experiență și am mai prezentat concerte online și în toamnă și acum mai nou deja în Mărțișor. Ne-am conectat cu platforme de internet din astea online și cu televiziuni care transmit în direct. Adică, cumva, deci am trecut tehnic destul de, nu că zic ușor, dar am acceptat destul de ușor acest lucru, dar oricum ne lipsește. De exemplu, noi am fost nevoiți să renunțăm la un spectacol foarte important din Mărțișor. Apropo, vreau să zic că chiar acum fug la concert, avem concertul Capelei Corale Academice Doina la Palatul Republicii, acolo unde suntem acum dislocați. Și deci un program foarte frumos, Acuarela de primăvară, așa se numește acest frumos program, foarte divers, cu piese celebre și domnul Marian Stârci a scris special un ciclu vocal, Acuarela, pentru de asta și ne-a inspirat la denumirea acestui concert, pentru Capela Corală Doina, condusă de Ilona Stepan, și dar pe mâine trebuia să se întâmple un eveniment susținut de trupa din Odessa, o monooperă de Tare Verdiv, Așteptarea, cu solista Iulia Tereșiuc și pianistul Parada, împreună cu doi balerini, Maria Poliudov și Vladimir Statnăi, coreografie semnată de Maria Poliudov, la fel sunt artiștii noștri, dar Iulia Tereșiuc a luat premii importante și la concursul Alexei Stârcea și la concursul Maria Bieșu, adică era familiarizată foarte mult cu Chișinăul și cu pilomanii noștri, era totul pregătit, dar s-a dat totul peste cap, nu poți, dacă un concert, totuși, da, pentru artist e complicat, pentru spectator nu, dar oricum e mai simplu să-l urmărești, să vezi și chiar pentru televiziuni să transmită, să arate cine cântă, solistul, să se focuseze pe cineva, dar într-un spectacol care are atâtea componente și concept și vizual și tehnic și decor și nu știu ce, în afară de interpretare, este mult, mult mai greu, dar asta este situația. Din păcate, asta este. Asta, așa e. Dar, în genere, cum reacționează artiștii invitați? Iată, pentru că oricând, cum spuneați dumneavoastră, acest lockdown poate să se instaureze. Iarăși putem să stăm în case, da, cu ușa încuiată, să nu putem ieși. Și chiar și domnul Daniel Magdal spunea că se bucură de orice oportunitate, da, de a ieși, de a vedea lumea, de a transmite bucuria muzicii, chiar dacă știe că mâine această poate fi anulată. Iată, despre starea de spirit a artiștilor care vin totuși, care își doresc, da, să ajungă, chiar dacă trebuie, da, să treacă teste, să prin laboratoare, să treacă până ajung într-o nouă țară, da, pe o nouă scenă. Ei își doresc acest lucru la nebunie, aș zice eu între ghilimele, că este foarte important să vii la un spectator, nu neapărat, adică cel din sală, chiar și organizatorii care sunt la fel spectatori, la niște oameni care o să te aprecieze și care o să te asculte cu mult, mult interes și o să înțeleagă ce faci și cum faci. Da, apropo, și acest recital a fost cu mare semn de întrebare, că de azi au intrat în vigoare acele teste obligatorii la intrare și la ieșire. Un cântăreț este mai complicat să-și facă un test, că și corzile vocale și multe alte chestii reacționează. Adică s-au mai făcut niște aranjamente cu organele epidemiologice din România. Adică ei au stat tot pe telefoane să-și aranjeze niște chestii și până la urmă au ajuns și au plecat acasă. Slavă Domnului! Mi-au scris că totul este ok, că sunt deja la ei acasă. Adică sunt chestii, deci nu puteau să-și permită să stea într-o carantină, că este totuși activitate, există în România, totuși s-au deschis sălile cu 30% din capacitatea sălii și ei cu tot din adinsul încearcă să facă acum cât mai multe evenimente. Și noi în februarie am avut cât am putut, câteva concerte le-am prezentat, deoarece la fel aveam frică ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Vreau să zic că înțeleg foarte mult și
într-un fel împărtășesc aceste emoții și temeri și a primejdii care ne paște la orice pas. Mă închin în fața medicilor, cum a zis și doamna Zupcu, că acel concert a fost dedicat în exclusivitate medicilor. Înțeleg ce se întâmplă, foarte bine înțeleg ce se întâmplă, dar credeți-ne că într-o sală de concert sau de spectacol nu te molipsești de COVID. Credeți-mă, în primul rând se respectă toate regulile comisie, adică toate restricțiile necesare și de distanța fizică și dezinfectanți și nu știu ce. Sălele sunt destul de mari, mai ales sala unde stăm noi acum, sala Palatului Republicii, este una foarte mare și pot sta foarte departe unul de altul. Intrări foarte diferite, speciale, plus la toate muzica, până la urmă, și arta este o terapie. Adică atunci când stai și savorezi și trăiești acele emoții, cu siguranță că nu te ia boala, credeți-mă. Se întâmplă adică o barieră, acele, da? Adică o barieră, este energetică, un miracol care, într-un fel, ne aduce acea stare de euforie psihologică, psihică, dacă vreți, deoarece și asta, dar vine totul de aici. Apropo, chiar și cu același COVID, da, există virusul. Nu pot acum să mă exprim, nu sunt medic și nu vreau. Dar există virusul, dar omul cu cât e mai deprimat, mai repede îl atacă decât pe cel care este încrezător, optimist, nu înseamnă să nu crezi, dar să fii sigur că dacă vine, îl depășești și mergi mai departe. Sunt gândirea momente optimistă, de gândire, da. Este foarte bună. Nu degeaba noi am avut și sper că o să-l continuăm. Acel frumos proiect care cu Institutul de Neurologie, terapia prin muzică, și este un lucru absolut firesc. Se întâmplă atâtea, avem atâtea exemple când muzica face minuni, anume în medicină, în mai multe domenii ale medicinei, mai ales în neurologie. De multe ori s-au convins că bolnavii de cancer sau bolnavii neurologic foarte bine reacționează și progresul este vădit. Plus la toate, acest domnul Ion Moldovanu, dânsul a fost cu Mihai Agafiță împreună, profesorul Moldovanu cu domnul Agafiță, au inițiat acest proiect și veneau cu sondaje, veneau cu anchete mari la concerte și oamenii care nu aplaudau între lucrări, adică stăteau cu ochii închiși la sfârșit, își exprimau toate emoțiile în acest sondaj, adică se făceau studii foarte, foarte serioase. Adică credeți-ne, dragilor, că arta nu face rău, ba invers. Întotdeauna îi dă omului acea încredere și acea forță, chiar fizică, dacă vreți. Absolut. În acest an, atunci când am înmânat cuiva un mărțișor, practic i-am dat o părticică din sufletul nostru. Da. Cred că, și vreau să mi-o confirmați și dumneavoastră, atunci când a început festivalul Mărțișor, purtând deja acest nume, simbol, Mărțișor, este de fapt o invitație, un dar al oamenilor din sufletul lor către sufletele celor pe care îi iubesc, pe care îi îndrăgesc, pe care îi respectă. Faceți analogia aceasta atunci când, cred că au făcut și organizatorii și fondatorii acestui festival, analogia simbolului mărțișor, a simbolului material. Și a denumirii unui festival de muzică, de a dărui o parte din suflet, exact, celui care ascultă, celui care are nevoie de asta. Absolut de corect, Dana, este anume așa, că atunci când oferi împreună cu mărțișor o doză de muzică de mare calitate și o parte din sufletul tău și maestria ta, evident că le dorești doar de bine și le urezi de multă sănătate și stare frumoasă a spiritului. Bineînțeles că odată cu mărțișorul dăruiești și multă, multă pace sufletească. Doamna Bivol, astăzi, în această seară, am discutat foarte mult despre spectatori, despre perceperea dincolo de sticla unui festival internațional de muzică, așa cum este Mărțișor. Cum a reacționat publicul? Pentru că deja festivalul are un public fidel. Da. Cum a reacționat la această invitație de a trece pe online și de a urmări de acasă, de pe canapea, de la bucătărie? S-au conformat, nu aveau de ales. Au reacționat pozitiv, deci au fost pozitiv, spectatori. Bineînțeles, avem foarte multe vizualizări. Noi facem aceste sondaje la fel după fiecare concert. Plus la toate, știți, există aici privilegiu că acest online
mai vin pe urmă spectatorii. Deci poate fi vizionat ce mai departe. Adică la moment, vă spun chiar de pe data de 2 martie, am avut, eu cred că, circa 5.000 de vizualizări pe parcurs. Atunci, în momentul concertului. Și după aia o să facem sondajele la sfârșit neapărat că ne interesează. Absolut. Și pe noi, da. Care este impactul și care este interacțiunea asta între spectator și artist. Dar, de exemplu, noi în noiembrie am făcut un proiect extraordinar cu ajutorul Uniunii Europene pentru susținerea filarmonicii și atunci am avut într-o seară 268.000 de vizualizări. Extraordinar. Vă imaginați? Adică impactul este unul foarte mare. Da, și neașteptat, incomparabil cu un impact cu da. Spectator în sală. Exact, da? Deci exact. Sunt adică alte este, momente. Nu vreau să zic că sunt privilegii, Doamne ferește, nu. Dar sunt unele momente care ne învață să trăim altfel. Da, exact. Un pic să vedem un pic altfel lucrurile. Da, atunci când te invită, urmăriți live, acum e simplu să pornești, dai click și să imediat să urmărești un concert. Dar oricum nu se compară acea senzație și acea trăire din sală cu cea din fața sticlei sau calculatorului, credeți-mă. Cum pot accesa? Cum pot cumpăra bilete? Unde pot? Pe ce adrese? Deci, bilete acum nu se cumpără. Mărțișorul este gratuit online, adică este gratuit. Acum se discută să se inițieze niște platforme care, într-adevăr, vor putea și cumpăra ceva bilete. Acum, deci... Vreau să vă zic, colegii de la Moldova 2 transmit în direct concertele noastre și fac paginile noastre de Facebook ale filarmonicii permanent în direct și pe urmă ele se păstrează și poți viziona oricând. Nu au termen limită. Nu au termen limită, ele sunt, adică și mă uit că toată lumea și le distribuie și este frumos acest lucru. Până la urmă, încă ce privilegiu este că poți, dacă ceva trebuie să faci să răspund la un telefon, pui pauză și după aia revii. Dar asta, mă rog, încercăm să vedem acturile și partea pozitivă. Și aici iarăși e vorba de optimism, da? Da, aici este vorba de încredere și de speranță. Până la urmă, tare, tare mult vreau să vedem și să ne vedem cu spectator și în vară, măcar în aer liber, să putem evolua ca asta. Tot este o oportunitate frumoasă și oricum, indiferent de situație, primăvara a venit. Așa este, e cel mai frumos final de emisiune care putea fi. Vă mulțumesc frumos, doamnă Bivol. O primăvară în suflet, în săl, în atitudine, în emoție. Asta vă doresc. Vă mulțumesc la fel. Să-l purtați acel mărțișor întotdeauna la piept și în suflet. Vă mulțumesc. O seară frumoasă. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. La revedere.